Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou video pe canalul de YouTube care aparent uh, nu am mai postat de mult pe acest uh, pe acest canal deoarece am fost foarte foarte ocupat cu multe chestii. Dar în momentul de față m-a lovit Covidul <coughs> și și sunt în carantină, am un pic de timp de timp liber și după cum vedeți aici și am, am apucat un pic de farming de farming simulator. Și am întâmplat câteva probleme când am pornit jocul cu setări pe minim aproape spre de dificultăți în redarea jocului. S-a cadat întrerupt, făcea toate, toate alea nasoale. Da? Și am un uh, calculator destul de bunișor, pot să zic. Am un Ryzen 7 2700X, 32 de giga de RAM și un GTX 1080 OC de la Asus mi-era oarecum imposibil să cred că performanțele, cu performanțele astea nu pot da jocul ăsta nici măcar în, în 60 de piese. De fapt, 60 de piese are jocul ăsta. Și m-am gândit să vă arăt și vouă setările astea, poate, nu știu, o să vă ajute și pe calculatoare cu placă grafică ceva mai, mai veche decât GTX 1080, nu știu, cel puțin să le încercați și voi. Și înainte să vă arăt setările, setările jocului, sunt uh, sunt niște setări care se fac în, uh, în Nvidia Control Panel, da? Haideți să vă arăt un picuț în uh, Nvidia Control Panel care sunt, uh, care sunt setările pe care trebuie să le faceți. Aveți click dreapta, Nvidia Control Panel. Ok, se deschide pe ecran mare să vedeți și voi. În primul și în primul rând trebuie să mergeți aici pe Adjust Image Settings with Preview. Să aveți setat uh, chestia aici, Use My Preference and Phasing, să folosiți Performance în, în loc de Quality sau să fie pe Enable. Deci dați click aici, modificați asta unde ar fi. O dați pe performance, pe care Use set de Settings. Așa. Aceasta deci e una dintre chestii pe care trebuie să o faceți. După care mergeți pe Configure Surround 5.6 sau cum se chema asta, nu știu. Salvați ce ați făcut aici. Configure Surround și aveți aici la 5.6 Settings, procesor, să folosiți, să nu fie auto-select sau GPU sau NVIDIA, să folosiți, să nu fie Nvidia, să fie Nvidia placa, placa voastră grafică pe care, pe care o aveți. Da? Aici sunt selectă uh, Select low ZPU to increase processing may improve overall performance in games or programs that support 56 6 i6 sau cum Dumnezeu să o chema asta. Da? <coughs> Asta îl folosește în momentul în care jucați jocuri 3D sau folosiți aplicații 3D care suportă acest motor care utilizează accelerarea grafică ca să producă amazing real-time I6 effect sau cum Dumnezeu să chema asta, în fine. Da? Deci aici aveți selectat placa voastră grafică, nu auto, nu CPU. Da? Folosiți aici. Ok, după care mergeți pe manage 3D settings la global settings și aici vă faceți setările următoare, cel puțin astea le folosesc eu, voi dacă vreți să vă mai jucați pe aici, that's it, deci image scaling off, ambient occlusion off, anisotropic filtering off, Antializing aliasing effects off, anti gamma correction off, anti mode off, on oh, de fapt, anti gamma correction, background application of CUDA all, se folosească all toate procesoarele CUDA mm, DSL off, off 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 și iar până la OpenGL rendering CPU NVIDIA să fie selectat NVIDIA placa voastră grafică da? nu auto, nu nimic power management, maximum performance preferred refresh rate anchor communication, highest available driver default text filter on allow high performance pe aici on 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 off 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 1 da după care stați jos aici în momentul în care modifici ceva o să apară un apply și cam astea au fost au fost setările din din Nvidia Control Panel și acum să salvez jocul. Să părăsesc jocul. Să vă setările în, în... În, setările grafice, da? Ridicată custom. Cel puțin așa folosesc eu. Rezoluția ecran. Sincronizarea verticală este pornită. Mod în fereastră ecran complet nu știu dacă o să-l selectați în... în geamuri 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 S Să nu folosiți geamuri S-ar putea să pierdeți din, din, din FPS-uri Folosiți ecran complet 100% când vizual 90% Eu, eu o, o să-l dau un pic mai mare descrește sau crește zona maximă pe care vede aici influențează modul cât vezi tu de mult din uh, din ce se întâmplă Legă are camera și nu știu ce ok, hai să aplic asta cu 110 chiar era pe 90 și aici aveți setări avansate grafic, da? deci performanța hardware este ridicată ridicată și apare custom în momentul în care modifici ceva pe aici și așa a netezirea imaginilor este netezită de 8 ori. Anti-aliasing post-procesare, opțiune suplimentară pentru a reduce sau... Fie sau oprit. Super rezoluție Fidelity FX oprit. Se aplică doar plăcilor AMD, nu știu de ce, ce exact cu setarea asta, dar eu când am folosit-o și am mai văzut într-un video la cineva, care au explicat chestia asta de fapt și de E vorba că Se vede blurat pe spate Se vede blurat și distorsionat în același timp Care dă o chestie urâtă rău Calitatea umbră o dau pe medie calitate distanță umbră medie Poți să o dați și scăzută Că practic nu vă interesează cum se văd umbrele Ajustează calitatea umbră la distanțe mari. Reducerea acestei valori poate crește performanța. Da, deci e o umbră la distanță, cum se vadă umbra la distanță, ceea ce nu vă afectează pe voi în câmpul vizual direct, așa că puteți să o dați pe scăzută, că mai câștigați ceva putere. Deci Calitatea SSO, o țin foarte ridicat, nivel de calitate lumină ridicat, calitatea luminii, reducerea acestor valori poate crește performanța. Aici urmează să vă jucați și voi în funcție de distanță, vizibilitate, obiect. Ajustează cât de departe vor fi redate obiectele. Vă dați seama, cu cât vreți să vă fie redate mai la distanță și mai mult obiectele, cu atât aveți pierde din, din performanțe. Da? Distanță, nivel, de detaliu teren 150 Oglinzi retrovizoare Eu am 4 oglinzi, nu știu de ce O să pun 2, că doar 2 am nevoie Filtrare textură Anseo 2X Filtrare umbre ridicat Nivel de calitate teren foarte ridicat O să-l dau și ridicat Sau foarte ridicat Sau scăzut În funcție de cum vedeți să vi se vadă Arătura Dacă vă iese bine arătura Vă să vedeți aici Umbre la frunze nu știu dacă vă uitați prin copaci puteți să dați pornit, dacă nu vă uitați prin copaci sau pe la, pe la iarbă puteți Hai să o pornesc și eu Volum mozaicare Calitatea de afișare a volumelor de umble și obiecte detaliate reduce ce vă rog poate crește performanța 165, rezoluție textură ridicată, număr maxim de lumini, U, o umbră, Calitate shader foarte ridicat, influențează detaliile terenului și are obiectelor, adică se văd denivelările de pe, de pe teren și ies în evidență foarte bine. Distanță, nivel de detaliu, calitate de nori, calitatea norilor ridicată, maximum urme de roți, ajustează numărul de urme de roți afișate. De ce? 100% rată de umbrire, medie. Aplicăm. Și... Cam asta a fost uh, Cam asta a fost, mă băieți Da, cam asta a fost setările Acum spor la joacă Ce să vă zic uh, uh, Înainte să fac setările care le-am făcut în uh, Nvidia Control Panel Mergea foarte, foarte, foarte sacadat Dar acum reușesc să și înregistrez în același timp Și să fac și video și video stream pe, pe canalul meu de Twitch care apropo vă aștept și acolo, o să găsiți, o să găsiți linkul în descrierea acestui video. Nu v-am pupat să aveți spor la joc și ne auzim data viitoare. Ciao, ceau! ceau!